Bună! Astăzi încep ceva mai târziu. Dimineața este foarte, foarte frig afară. Nici acum nu este cald. Căști mă așteptau. Pisicii au mâncat de 3 ori până acum. Rău. Am văzut că mi-a scris că trebuie dus Marcel la doctor cu dintele. Se simte mult mai bine, a început să mănânce vorbițe. Chiar mă îngrijorasem, vreau să-l programez, dar aici în Năvodari, dacă ai urgență, este peste o săptămână. Nimeni nu te primește, sunt două cabinete veterinare în acea zi. Oricum este foarte, foarte bine. Marcel mănâncă, doarme la mine în pat, e un alintat. La fel, am văzut că sunt ceva debili care îmi scriu că eu n-am mers în Africa, că m-am certat cu Marcel și cu domnul Sorin. Este o glumă. Eu cu Marcel și cu domnul Sorin nu o să mă cer niciodată. Nu am cum, îi respect prea mult. Sunt oameni de la care am învățat foarte multe și o să mai învăț. Sunt oameni buni, oameni... N-ai cum să le reproșești ceva, dar să te cerți. Dar acești debili care sunt lași, nu neapărat că ești prost, ești un prost laș. Pentru că ei au numele pe YouTube, au ceva, 1, 2, 3, 4, ca la proști. Când îți bagi parola pe telefon, îți bagi 1, 2, 3, 4. Așa ceva au și ei. Pentru că dacă și-ar pune numele real, la ei în sat sau la spitalul de psihiatrie, ceilalți poate sunt și cu siguranță sunt sănătoși la cap și s-ar face de rușine. Să vezi că la tine în sat e un așa prost, e rușinos. De aia ei sunt lași. Asta e cel mai bun nume pe care poți să le dai. Te jignesc, te numesc, te fac în toate felurile. Pe mine nu mai afectează de mult chestia asta, dar nu știu ce au ei în cap. Ați văzut că nu vă răspund la asemenea provocări, la asemenea ce să zic, mijocii. Sunteți niște oameni de 2 lei care n-aveți nume, n-aveți prenume, vă faceți de rușine. Bun. Ieri, dacă ați văzut, am gătit un gulaș cu găluște. Extraordinar. Gustul este 1 la 1 ca cu cel mai bun gulaș care l-am mâncat vreodată. Chimen, paprika, dulce, pastă de ardei și cam atât. Și sare. De fapt, sare n-am mai pus pentru că pasta aia de ardei era destul de salată. A și senzațional. Cu acea carne de la Carpaten, ce să vă zic, se topea în gură. Astăzi o să gătesc tot cu acea carne din capac. Capacul este, v-am zis, la picior din spate, undeva sus, la pulpă, aproape de șira spinării. Tipul ăștia. Dacă ies eu afară, ies și ei. Dacă nu, stau la căldură în camera tehnică. Au pe acolo toate accesoriile. Da, o să gătesc șnițel vienez. Intrăm în casă, pentru că afară este frig, bate vântul. Na, nu e nicio plăcere să gătești. Dacă nu bătea vântul, era ok. O să gătesc șnițel vienez și o să fac și ceva cartofi naturi. Eu am mai făcut rețeta asta de cartofi naturi. Vă spun cu mâna pe inimă, sunt cei mai buni pe care i-ați mâncat vreodată. Se fac foarte, foarte ușor. Nu mai trebuie să vă uitați la clip. Hai, intrăm în casă, vă arăt ce am pregătit. De fapt, am carnea și cartofii. Mare lucru nu e de făcut, dar totuși, șnițelul nu se face foarte, foarte ușor. Hai!
Cartofii, sunt din aceștia amici, franțuzești. Sunt foarte mici, nu știu cum se vede pe filmare. Și aici, carnea, capacul de la Carpaten. Acum, eu am scos-o la frigider, încă este rece. Trebuie lăsată 15-20 de minute să fie la temperatura camerei. Așa că nu o să mă grăbesc deloc. După o tranșez, o transformăm în șnițele și la sfârșit o mâncăm. Mama mea, uite cât de bine arată. Vă spun, este o carne de calitate. Nu găsești în comerț așa. Pe net, Carpaten și comandați. Până ajunge carnea la temperatura camerei, o să tai cartofii, uite așa. Vedem două, asta e mai mare, în trei. Așa, tai pe toți. Ca să faci cartofi naturi, rețeta mea, cartofii trebuie să fie curățați de coajă. O să vedeți de ce. Prima dată o să fac cartofi naturi. Am pus cartofii la fiert cu ceva sare să șteagă gustul. Așa. Pe aici, să știți că nu este grăsime sau altceva. Este... S-a decolorat această bandă, n-are niciun an. În fine, o să iau alta. Aragazul, la fel, este bătrân, are 10-11 ani, dar e curat. Până fierb cartofii, o să încerc să tai și carnea. Din bucata asta, cred că are 350 de grame, o să încerc să fac două șnițele. Deci prima dată o să tai așa pe din două. Asta o să iasă cea mai mare. Și acum, iar pe din două. Încercăm să iasă cât mai subțire. La fel o să fac și pe cealaltă și după le batem. Facem șnițele vieneze mari. Ce bine arată. Acum o să pun hârtie de copt în cuptor. Pun să luăm aici. Sau folie de plastic. Sau o pungă. Și acum am mare noroc că nu am vecini. De la interior spre exterior. Nu vreau să vă nebunesc cu zgomotul. Revin când am terminat de bătut și nițelul să vă arăt cum arată. Cât mai subțire să fie, cât mai subțire. Așa arată un șnițel. Acum, ca o glumă, ca o poveste, se spune că după al doilea război mondial, că nu, nimeni nu găsea carne, dar toți își doreau așa un șnițel, vecinii, în fiecare dimineață, luau câte un bătător de ăsta și băteau așa. Iar lumea credea că mănâncă șnițel și toți îi invidiau. Bine că nu am vecini, că și eu eram invidiat. Asta o să iasă o minunăție. Perfect. Acum, simplu de tot, doar sare. Și piper.
Cartofii au fiert. Acum o să-i scurg, dar îi scurg așa din oală și o să las pe fund foarte, foarte puțină apă. O să vedeți de ce. Uite ce bine arată. Apa aia o să fie absorbită de cartofi. Acum, când sunt foarte, foarte fierbinți, puțin unt. Bineînțeles, sare. Usturoi cât mai mult din acesta granulat și mărar. Dacă aveți proaspăt, și mai bine. Eu nu am găsit. Și acum amestecăm. Nu ați mâncat cartofi natur mai gustoși ca ăștia. Amestecăm. Vreau ca marginea asta la cartofi să se topească puțin, să se transforme într-un sos împreună cu untul. Asta stai să pun așa, să se vadă mai bine. Nu ați mâncat cartofi natur mai bun ca ăștia. Mai cu groase. Ăștia sunt perfecți. Deci am făcut salata de cartofi sau cartofi natur prima dată, pentru că mie îmi place să-i mănânc reci. Puteți să-i faceți când doriți dumneavoastră, dar mie așa îmi plac. Ah, mamă mia, sunt perfecți. Puneți mult usturoi. Minunăție. Gata. Facem acum și șnițelul vienez. Făină, ouă, pesmet. O să fac doar unul acum. Celălalt îl fac mai pe seară. Două. Le bateți cu furculița, nu cu telul. Și ideea este, o să vă spun acum ceva secrete. Să nu-l bateți foarte mult. Uite, atât este suficient. Atât. Acum. Se vede? Se vede. Luăm un șnițel, dăm prin făină, el are temperatura camerei, bine, bine, bine prin făină. Nu am eu cele mai potrivite vase, dar ne descurcăm. E bun. Scuturăm făina prin ou. Bine, bine. Să nu fie rău. Da. Și acum prin pesmet. Opașcă. Scuturăm bine și de ou. Hai, prin pesmet. Da, îmi trebuie ceva vase mai late, mai cuprinzătoare, da. Nu le discriminăm nici pe astea. Așa. Bine, bine, cu pesmet peste tot. Și îl las aici, până încingem uleiul. Dar are acum foarte mult pesmet. O să-l scutur de pesmet când îl prăjim. O să vedeți. Perfect. Tigaie. Ulei de floarea soarelui. Lăsăm să se încingă uleiul. Verificăm uleiul dacă este încins, punem puțin pesmet. Încă mai trebuie, încă puțin. 30 de secunde. Să scutur bine șnițelul de pesmet și îl punem aici. Așa, încet. Și acum, cel mai important la șnițel vienez este să mișcăm tigaia. Uite așa, nu asta.
Acea crustă o să formeze un buzunar și la interior șnițelul o să se cătească așa puțin în abur și după se prăjește. Deci, mișca stiga aia. Fac un gas. Șnițel vienez. Trebuie un foc mediu spre mare, care ne evită, dacă o gătești lent, o să se întărească. Așa. O să-l întorc de două ori pe față, de două ori pe cealaltă, mai mult de 4-5 minute nu o să dureze. Să nu gătiți carnea de vită mult, că o să vă iasă tare. Gata. Șnițelul meu vienez. Ăsta este al doilea. Primul a ieșit mult mai mare, dar am uitat că trebuie să filmez și am mâncat din el. Nu te poți abține. Pur și simplu nu te poți abține. Deliciu. Acum, o să m-au înnebunit ăștia mici pisici, sunt toți aici. Mie îmi place să mănânc cu ceva de copt. Mama mia. Așa. Mai zici că n-au mâncat de un an de zile. Este incredibil cu ei. Mă, lăsați-mă în pace. Hai să vă arăt. Cartofi naturi mai bun ca ăștia, n-aș mânca niciodată. Încercați și dacă nu vă plac, să-mi spuneți. Ah. Ăștia-s mai bun ca șnițelul. Glumesc. Uite ce crocant e. Ia. Topește un glob. Wow. Ce topește mă? Și ce gust are, ce aromă. Vai. Azi am dat lovitura. Dacă v-a plăcut să încercați și dumneavoastră, eu vă mulțumesc, vă spun poftă bună. La revedere! Deci pe nuca, dacă n-ați mai văzut-o de mult. Ce bate vântul și ce frig este. Nu uitați, ținem legătura. Doamne ajută! Ia de acolo de apă.